Hai, salutare prietenașilor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria cu Metin 2. Dacă ești pasionat de jocuri și vrei să joci tot ce e nou, la un preț decent, PC Game Pass îți pune la dispoziție acest lucru. La doar 40 de lei pe lună, ai o sumedenie de jocuri pe care le vei putea juca. Alătură-te și tu în lumea gamingului prin PC Game Pass. Cele mai bune jocuri! Ne aflăm din nou la final de săptămână și în episodul de astăzi vreau să vă prezint cam ce am făcut în săptămâna care a trecut. Săptămâna asta care a trecut pentru mine a fost destul de productivă. Am făcut undeva la 8 won, de fapt mai exact am făcut undeva la 7 won pentru că un won aveam deja pe caracterul ăsta. Ne-am pus acolo shop-urile și am cam vândut acolo ce am avut pe shop, de la minereuri, la iteme ce am reușit să mai fac plus 9, diferite chestii care până la urmă mi-au adus un câștig de vreo 7 ori. Destul de bine mă bucură ideea de a face ceva bani pentru că în continuare voi evolua încet, dar sigur. O să vă arăt pe parcursul episodului mai multe chestii pe care le-am făcut în săptămâna ce a trecut, deși e din ce în ce mai greu pentru mine să mai am timp și pentru Metin să joc, dar în continuare nu o să abandonez seria, în mare parte pentru voi, pentru că am văzut că sunteți un număr destul de mărișor de oameni acolo care vă place seria asta cu Metin, așa că o să o duc mai departe pentru voi. Până mai stăm de vorbă aici, hai să dăm în prima dată un click la Aura Sabiei, așa după cum speram, chiar o mare bătaie de joc. Săptămâna asta a fost productivă și din faptul că s-a băgat evenimentele de Crăciun, iar aici la moși, din câte am văzut, singurul lucru pe care pot să-l fac la nivelul meu este să-mi iau vinul fiert și să aduc șosete moșului, dar aceste șosete, atenție, merg odată la 24 de ore. M-am adunat și eu aici două cufere și chiar vreau să le deschid aici de față cu voi. Mi-a dat mare temelie, deci niște lucruri pe care chiar aveam nevoie de ele. Am să deschid pe oară aceste cufere de la Power Flower și vreau să văd ce-mi dau aceste cutii. În fiecare zi, după cum v-am spus și în celelalte episoade, încerc să fac macar cioburile și am ajuns la 70 de core. Vreau în continuare să fac această treabă, să merg mai departe cu adunatul de core pentru alchimie. Când o să adunăm destul de mult core, o să dăm în el și noi acolo să vedem ce putem să facem la alchimie. Dar aș vrea să fie mai mult ca să avem un pic de content, să putem să deschidem ceva mai, să fie cât mai palpitant. La orice am reușit să fac șamanca level 41, despre care o să vorbim un pic mai târziu ce planuri am pentru șamancă și de ce am făcut-o 40, vă dați seama, cred, pentru acele adaugă și schimbă de la nivelul 40. Am niște chestii pe care vreau să le bonusez sau vreau să schimb în ele și o să vedem ce iese acolo. Dar până acolo vreau să vă arăt că mi-a picat această pereche de pantofi de bronz cu PV2000. Acești papuși mi-au căzut la... bătând la orci. De întâmplător am luat păpucii de jos, de obicei nu mai prea iau iteme, că îmi dă doar iteme nașpa, dar uite, încă un motiv în plus să te mai uiți pe chestiile de jos pe care scad, că nu știi unde te lovește norocul. Nu știu cât să vinde perechea asta de păpuși, dar sincer, nici nu mă tentează să o dau momentan, pentru că aș putea să folosesc un caracter mai care am nevoie de PV. O altă chestie pe care vreau să o fac tot timpul când apuc să intru pe joc, misiunea la cal. O să revin după ce o să fac și misiunea la cal, nu știu dacă o să-mi iasă din prima sau nu, dar o să ne revedem aici. Băi, fraților, și după 5 misiuni eșuate, nenorocitul ăsta de grăjdar, când m-a trimis pe muntele Sohan, când în țara de foc, numai nu vrea să-mi ia misiunea. Până la urmă a luat
în cele din urmă misiunea și am reușit să facem level 9 la cal. Deci cred că următoarea misiune, dacă nu mă înșel, la nivelul 10 sau 11, nu mai știu la care e misiunea pentru calul armat. Deci am reușit să facem și misiunea, așa că și trimit calul de aici. Fii-mi-ar scârbă de tine, Bubi, când m-ai plimbat de mi-a sărit capac. Le-am gătat o grămadă de licor mov, plimbându-mă în toate direcțiile. Vă povesteam în episoadele trecute că dau tare pe biolog să-l fac pentru a putea să particip la tombolă. Am reușit în cele din urmă să fac biologul și la acele premii zilnice pe care pot să le colectez de pe site, am luat cam chestiile astea. Deci am luat piatră teleport, mănușile tâlharului, am luat vreo 3 bucăți, astea sunt binevenite pentru că am mare nevoie de ele. Am luat și niște biscuiți cu proteine, atacul zeului dragon și astăzi am luat cor dragonic brut. Eu nu am reușit să le iau primele două zile, adică ziua 1 și 2, la mine nu s-a putut colecta pentru că nu aveam biologul terminat. Dacă vă întrebați unde mai bat acum sau unde mai farmez, pe lângă pietrele metin pe care le fac pentru cărți, m-am apucat, farmez aici în deșert pentru apuri, o să am mare nevoie pentru că vreau să fac niște upgrade-uri neapărat, așa că farmez pentru ochi de păianjen, tot ce ține de partea asta de păianjen și totodată vreau să fac și cioburile, atâta timp cât bat și aici, mai plesnesc și câte un metin de 40, îl mai plesnesc și pe ăla. Am încercat și metine de 45, să știți că am reușit să le fac. Acele metine, după cum știți, unele dintre ele dropează mai mulți beduini, altele mai puțin. Acele pietre care dropează mai puțin beduini, le pot face lejer fără nicio problemă. În schimb, celelalte care dropează mai mulți, mă cam trântesc jos. De asta și dau tare pentru misiunea la cal. Și cam aici am petrec eu timpul de acum cu oarul, pentru că vreau o mare parte să îmi fac o armură. O armură mai bună decât asta de nivelul 9. Și tot așa vreau să mă apuc să fac și lucrez și la un scut pentagon, la care la fel vreau să-l fac plus 9 și să vedem ce putem să facem pe parcurs cu el. Probabil că o să vi se pară că stau, nu știu, că evoluez foarte greu. Ideea mea chiar asta e, să transmit cumva feedback-ul și vibe-ul ăsta a metin 2-ului original, în care evoluez mult mai greu și cred că pentru content, pentru a avea un content frumos, cred că în mare parte ar fi nevoie să fac cât de multe iteme pot eu. Am nevoie de mai multe iteme pentru a trece la nivelul următor și pentru asta aș vrea să le fac eu. Și asta mai mult pentru content. Fac chestia asta pentru că vreau să trăiesc vibe-ul ăsta al jocului în felul acesta și nu aș vrea să mă arunc foarte repede. V-am spus, am văzut destul de multe serii cu metin pe YouTube-ul românesc și văd aceeași chestie în care se evoluează foarte rapid, se ajunge foarte rapid undeva la level 90, la level în care, nu știu, se duc în mapa beta și pe acolo se cam pierde seria, pentru că nu mai este altceva de făcut decât să te duci în fiecare zi acolo să bați, eventual să faci niște bișniță în bazar și cam atât, nu prea mai e ce să arați publicului. Eu aș vrea să mă duc pe ideea în care să vă arat aici mai multe evoluții pe care o să le fac și în materie de iteme și în materie de misiuni și cam în tot ce ține și ne oferă jocul. M-aș duce mai puțin pe partea cu business, dar nu mă prea pasionează pe mine ideea asta, nu aș intra pe joc să stau în bazar și să urmăresc prețurile, să văd ce pot să iau mai ieftin și să vând mai scump. Prefer să intru pe metin și să joc acest joc cu toate nebuniile pe care ni le oferă, cu eșuări de misiuni, cu, nu știu, pietre metin pe care nu pot să le bat, cu file-uri în plusuri și cu eșuări la diferite chestii. Nu știu, pentru mine chestia asta mă atrage la metin și chestia asta mă ține încă în 2024 să joc acest joc care deja nu mai este la prima tinerețe. Așadar, cam asta fac aici la momentul actual cu warul. Încerc să adun cât mai multe iteme de up. Am nevoie de așa ceva pentru următoarele upgrade-uri pe care vreau să le fac. Haideți să vă povestesc și ce fac cu celelalte caractere. Băi băieți, cu Sura e scandal mare aici, e problemă mare cu el. Mă chinui în continuare să fac tăișul și teama M1. Nu reușesc nici de cum, găsesc foarte greu cărți pe piață, cartea uitării, tăiș și teamă. Nu prea pun oameni pe shop așa ceva, cred că nici nu au un preț mare cărțile respective, de bănesc că jucătorii le aruncă și nu le pun pe piață. Mă chinui în continuare cu acest caracter să-i fac M-urile ca să pot să-l citesc, că v-am spus că am destul de multe cărți pentru Sura și în felul ăsta nu pot să fac nimic cu el. Așa că în continuare l-am lăsat miner, va săpa până va ieși la pensie dacă nu reușesc să depreciez aceste două skill-uri și în același
timp încerc să fac și ceva bani cu el ca să nu-l țin degeaba. Pe oară v-am spus că nu o să pot să fac treaba cu mineritul din cauza spațiului în inventar, așa că rămâne momentan sura pe treaba asta. Caut în continuare minereuri și încerc să fac și ceva bani cu el, iar în momentul când voi reuși să-i depreciez cele două skill-uri, probabil că o să-l folosesc la farmat de metine de 40 aici prin vale și bănuiesc că o să-i fac și biologul dacă reușesc să-i fac aceste două magii. Cam atât am avut cu sura, nu prea multe, deci rămâne în continuare sura pe domeniul minereuri, doar aș vrea să-l duc mai departe ca să pot poate cu el cel puțin și pentru coruri, de fapt partea de cioburi și cam atât. Haideți să vă prezint și șamanca mea. Deci asta e șamanca pe care am făcut-o, are level 41. În continuare o mai cresc când bat în diferite zone pentru ceva anume, că aduc și șamanul, mai cresc și pe ea când pot acolo. Am adus-o la 40 pentru aceste 3 adaugă și 3 schimbă. După cum știți, aceste verzi, aceste adaugă și schimbări verzi nu merg decât pe armură și arme. Așa că m-am hotărât să fac următoarea combinație. Am un FMS plus 9 pietrat plus 4 mob și fatală, dar cu o pagubă medie destul de proastă. Așa că aș încerca prin aceste 3 posibilități să-l aducem la viață, iar cu această mortală va fi armura care vreau să o fac pentru war. Armura deja are 2 bonusuri, din 3 astea aș încerca probabil să mai intre celelalte bonusuri. Și mai am 2 pietre, o grabă plus 4 și o eschivă plus 4, dacă merg și acestea. Haideți să începem întâi cu pietrele, să vedem dacă merg. Graba a eșuat, hai să vedem și eschiva. Eschiva s-a dus, deci până în momentul de față n-am făcut nimic cu pietre. Hai să vedem cu bonusurile. Un prim bonus a crăpat. Cineva din comentarii spune atunci când nu-ți merg schimbă sau nu știu, când nu-ți merge adaugă sau marmură, aruncă itemul jos și ia din nou. Am să fac și o chestie asta, trântez mortala jos, o iau din nou, o punem aici, o punem într-un alt slot, să încercăm și ghidușile astea. Și uite că minune, a mers și următorul bonus, mai dăm o dată cu ea jos, o mai luăm o dată, o purtăm de-o mama dracu prin inventar. Hai să vedem și ultimul, a intrat și ultimul, acum teoretic ar trebui să-i bag o marmură, să vedem ce aduce marmura. Pentru că mă gândesc la o chestie, dacă i-am băgat marmură și ar intra full bonus, ar merita atunci să băgăm schimbările astea pe armură, să vedem ce prinde. Așa că voi intra pe war, să luăm marmură și să vedem dacă ne intră marmura pe armură. Hai să vedem dacă intră marmura pe armură. Nu a fost adăugat bonus, nici acum aruncăm o dată jos, facem aceeași metodă, o luăm, schimbăm poziția, îi dăm o marmură și nu intră, punem în altă direcție, tot așa nu a intrat marmura, mai trântim o dată jos cu el, mai băgăm o marmură și nici data asta n-a intrat, mai trântim încă o marmură, nu a intrat nici asta, o aruncăm o dată iarăși jos, mergem pe mâna băiatului din comentarii care ne-a spus aruncă armura pe jos, ia-o, pune înapoi, poate merge. Da, a vrut să meargă, de data asta am băgat 7 marmure, nu a mers, cred că o să mai am pe sura ceva marmură, dacă nu o să mai prindem la side event, eveniment cu marmură și poate o să mai băgăm de acolo. Am găsit o carte a uitării pentru teamă, pentru sura, așa că am luat-o și pe asta. Dacă tot sunt în bazar, haideți să vă arat cam cum mă descurc eu cu bazarul, pentru că, vă reamintesc, suntem pe un episod cu 0 donații, nu? Așa că vă iau cu mine la piață, let's go! Și după jumate de oră de stat în bazar, am făcut și eu ceva cumpărături. Am luat pentru sura 3 tăișuri și 2 teamă. Sper că măcar una dintre cele două skill-uri, dacă nu ambele, să meargă. Inițial voiam în bazar să cumpăr și ceva oase de pește pentru a da armura mortala de war la plus, dar nu am găsit decât stack de 200 și era foarte scump. Așa că dacă nici marmura n-a intrat, armura rămâne un pic în standby până mai facem rost de marmură și apoi să ne ocupăm de a să o pietrăm și să o dăm la plus. Așadar, acum hai să vedem ce poate sura. Deci am băgat o carte în tăiș, din nou nu a mers, hai să băgăm una în teamă, din nou n-a mers nici teama, una în tăiș, iarăși n-a mers tăișul, mai dăm o dată una în tăiș, nici de data asta n-a mers, ultima teamă, și în sfârșit teama a mers.
La concursul pentru giveaway de data trecută, de la ultimul episod, s-au înscris doar două persoane. Deci avem aici pe Thos, care s-a înscris, și mai avem aici pe Zara Ki Ken Ken. Deci avem două persoane care s-au înscris pentru giveaway, pentru acea armură de Sura. Bineînțeles că am scris aceste două persoane aici în roata câștigătorilor. Două persoane au fost, două persoane le băgăm la giveaway. Îi dăm start, hai să vedem care este câștigătorul armurii de Sura. Da, categoric este Zara Ki Ken Ken, câștigător. Felicitări, o să-ți trimit armura. După ce ne-a ieșuat Sura din nou, Tăișu n-a vrut să-l deprecieze nici de cum. Cred că mă apropiu undeva la 50 de caca băgate în cărți pentru Sura, doar pentru a deprecia Teama și Tăișu. Ne mai rămâne un singur lucru pentru astăzi, probabil care să ne scoată un pic din o zi mai proastă. Acest FMS pe care putem să băgăm 3 schimbări și să vedem dacă putem să facem un FMS bun din el sau să-l stricăm mai rău decât e. Armura pentru War rămâne momentan la nivelul în care mai trebuie să adaug armură, așa că nu putem să schimbăm în ea. Dacă intram armura, schimbam în armură și măcar încercam să facem armura ceva din ea, așa că ne rămâne să vedem acum FMS-ul ce zice. Hai cu prima schimbare. Da, de la 3% medie ne-a dat minus 3, acum e încurajator. Încurajator, hai să mai băgăm una. Pagubă medie și ultima, ia să vedem. Hai să facem și cu FMS-ul aceeași treabă, să-l aruncăm jos, să-l luăm din nou și să-l ducem iarăși acolo să vedem. Poate de data asta vrea ceva magic. 3, 2, 1 și nimic. Deci ne-a dat 8 medie, 8 putere. Hai să zicem că este undeva la 16 pagubă medie, 20 orci, 10 vampiri, ce mai are pe acolo, un 8 sângeros. Deci n-am făcut nimic nici din FMS-ul ăsta. O săptămână care, zic eu, nu a fost tocmai una wow, dar așa e în metin. Vom continua să jucăm și vom continua să evoluăm în funcție de ceea ce putem să facem. Cam asta a fost și episodul, dragi prieteni. Nu uitați, o să fac în fiecare săptămână, o să încerc să aduc conținut aici pentru voi. Chiar dacă nu am evoluții foarte spectaculoase într-o săptămână față de cealaltă, încerc să-mi țin promisiunea de a continua seria cu Metin 2 Ro și data viitoare ne vom auzi cu următorul episod, care cu siguranță va fi în mare parte despre fuziune, cum va arăta serverul după ce fuzionează și așa mai departe. Până data viitoare, eu am fost Cristi Gamerzone, vă salut, spor la joacă, pa, pa!